atrag atenția asupra unui fenomen destul de important care se poate produce în această noapte, respectiv depuneri de polei. Pentru că, așa cum aminteam anterior, avem temperaturi ușor mai ridicate, precipitații spre seară, la noapte, dinspre regiunile vestice, sudvestice, către cele nordice și nordestice. Precipitații sub formă de ploaie de această dată în zonele joase de relief, chiar și în zonele montane mai joase, care vin pe o masă de aer mai rece. Aceste precipitații se vor transforma treptat pe măsură ce masa de aer rece avansează și se vor transforma în ninsoare în mare parte din zona montană. Acest lucru cel mai probabil marți, în noaptea de marți spre miercuri, atunci când și temperaturile vor fi în scădere. Ne așteptăm la maxime negative de această dată în zona Moldovei, în zona de nord a țării, prin depresiuni, cel mai probabil la mijlocul acestei săptămâni, miercuri.